Domnule președinte de ședință, stimați colegi, bună dimineața! Prețurile la energie și combustibil au crescut, acest lucru nu mai este niciun secret. Cu siguranță este un motiv evident de îngrijorare pentru populație. Fuga la rafturi, cozile interminabile sunt consecință directă însă a știrilor false și nefundamentate. Guvernul României a luat măsuri și populația trebuie să le cunoască și, bineînțeles, să se simtă în siguranță. Guvernul îi ajută deja pe toți românii cu plata facturilor la energie și aici așa mă refer la măsurile care se vor aplica în perioada 1 aprilie 2022-1 martie 2023. Ministerele de resort și instituțiile abilitate din domeniul energiei au lucrat împreună pentru finalizarea unei ordonanțe, având în vedere contextul actual, inclusiv cel de securitate. Printre aceste măsuri, reamintesc, măsuri pentru consumatorii casnici, energie electrică, maximum 0,86 de lei pe kilowatt cu TVA inclus, în cazul clienților casnici, al căror consum mediu lunar realizat la locul de muncă în anul 2020 nu este mai mic sau egal cu 100 de kilowatt pe oră, iar maximum de 0,8 lei pe kilowatt cu TVA inclus, în cazul clienților casnici, al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2020 nu este cuprins între 100 de kilowatt pe oră și 300. Gaze naturale, preț reglementat de maximum 0,31 de lei pe kilowatt pe oră cu TVA inclus și, bineînțeles, consumatorii non-casnici, energie electrică, maximum 1 leu pe kilowatt cu TVA inclus în cazul acestora. În ceea ce privește gaze naturale, maximum de 0,37 de lei per kilowatt cu TVA inclus în cazul clienților non-casnici, al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 28.000 de megawatts, precum și în cazul producătorilor de energie termică destinată consumului altor clienți. CET-urile vor cumpăra gaze naturale la preț reglementat de 250 de lei megawatts pe oră. Mari consumatori care vor beneficia de schema specifică industriei. Bineînțeles, pe lângă aceste măsuri, România va cere realocarea fondurilor rămase necheltuite din programele europene anterioare pentru a putea interveni în ajutorul întreprinderilor românești. Pe termen mediu și lung, obiectivul nostru strategic de a fi independenți energetic poate fi atins numai prin investiții în energie. Cu atât mai mult, când este greu, stimați colegi din coaliție, trebuie să ținem aproape de cetățeni, să fim uniți și nu doar să luăm măsuri, ci să le și comunicăm oamenilor în mod constant. Mai mult ca oricând, pentru stabilitate și ordine socială, recomand cetățenilor să se informeze numai din surse publice, oficiale și să aibă încredere că, acest guvern are în centrul deciziilor sale pe fiecare român. Mulțumesc frumos, Cristina Eternă, deputat PNL.